La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat în ședință construirea stadionului Nicolae Dobrin în municipiul Pitești. Obiectivul va fi construit pe un regim de înălțime de subsol plus parter plus 3 etaje și va avea o capacitate de 15.200 de locuri pentru spectatori și 457 de locuri de parcare. Prin acest proiect se urmărește clasificarea ca stadion tip arenă sau stadion de capacitate mare și de categoria 1, conform prevederilor regulamentului Federației Române de Fotbal referitoare la criteriile de omologare, respectiv stadion de categoria 4, conform regulamentului UEFA. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a prezentat ziariștilor etapele prin care a trecut acest proiect și care sunt următorii pași. Când am venit primar, evident că mi-am dorit foarte mult să avem un stadion la cele mai înalte standarde, un stadion fără pistă de atletism, conștient fiind că va trebui să realizăm un teren de atletism cu o pistă omologată la același nivel, așa cum spune legea și ceea ce vom și face. Și atunci e bine de știut că în 24 martie 2021, practic am reușit să introducem în lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții construcția unui nou stadion. Deci, efectiv, un stadion absolut nou, cu demolarea celui vechi. Deci, cu totul și cu totul altceva, un stadion fără pistă, așa cum am și spus. Eu cred că ne-am mișcat destul de bine, de vreme ce, iată, astăzi am reușit, după ce am luat toate avizele, după ce proiectarea a mers destul de bine, deși a trecut un timp suficient de mare, pentru că am tot actualizat acest proiect, încercând să luăm lucrurile bune de la mai multe stadioane și să eliminăm, practic, anumite neajunsuri pe care le-am observat la stadioane noi construite în ultimul timp. Iată că astăzi am obținut ceea ce ne-am dorit cu toții și cred că toți suportează piteștenii, argeșieni, dar și cei care nu sunt neapărat obișnuiți cu fenomenul fotbalistic. Suntem mândri cu toții că Piteștiul va avea un stadion deosebit. Eu spun că unul dintre cele mai frumoase din țară. În ședința de guvern de astăzi s-a aprobat această finanțare de aproximativ 100 de milioane de euro, din care contribuția municipiului nostru este 1,7 milioane. Vor fi două direcții, practic, începând de mâine, să zic, perioada imediat următoare, Compania Națională de Investiții va trece la elaborarea caietului de sarcini. Din ce mi s-a spus, practic, o perioadă de 2 luni de zile ar fi suficientă pentru asta și se va trece la procedura propriu-zisă de licitație. Pe partea cealaltă, noi am depus deja la Ministerul Sportului documentația necesară elaborării proiectului de HG pentru demolarea actualului stadion, așa că vom urma aceiași pași pe care am urmat pentru hotărârea de astăzi și eu sper că în cel mai scurt timp să avem o hotărâre de guvern și pentru demolare. Dacă mă întrebați când anume va începe demolarea stadionului, eu estimez că undeva spre luna aprilie, mai cel târziu. Acum depinde și unde ne vom situa noi la sfârșitul sezonului regulat și ce șanse vom avea ca să ne mai îndeplinim obiectivul. Se știe că cel puțin pentru campionatul următor, pentru următoarele două campionate, noi ne vom muta la Mioveni. Investiția va cuprinde, pe lângă terenul de joc pentru fotbal, zone pentru spectatori, jucători, delegații oficiale și reprezentanții mass media, o sală multifuncțională, un centru pentru copii și juniori, spații de antrenament pentru sporturi conexe, lupte, box, judo, karate și o sală de forță. De asemenea, va beneficia de zone pentru activități comerciale, de alimentație publică și recreere, de spații urbane exterioare, precum și de un adăpost pentru protecție civilă. Valoarea totală a proiectului este de aproape 495 de milioane de lei și este finanțată din bugetul Ministerului Dezvoltării, iar durata de proiectare și execuție este de 36 de luni.